Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul Sorin Vrăjitor, deputat PSD. Bine ați venit! Bună ziua, bun găsit și mulțumesc pentru invitație! În momentul în care ați intrat la Camera Deputaților, cu ce gânduri v-ați dus, ce obiective și ce ați reușit să realizați până acum, la aproape sfârșitul primului mandat? Da, trebuie să facem mențiunea că am intrat mai târziu parlamentar. Pe data de 3 septembrie împlinesc 3 ani de zile. Înaintea mea a fost un alt coleg care și-a dat demisia. Iar vis-a-vis de întrebarea pe care mi-ați adresat-o, eu sunt ca și consilier, am fost două mandate consilier județean. În cadrul Consiliului Județean s-a făcut strategia de dezvoltare a județului Călăraș. Eu am fost președintele Comisiei de Elaborare și Coordonare acestei lucrări. Nu am făcut-o singur, am făcut-o împreună cu colegii mei consilieri și cu aparatul tehnic al Consiliului Județean. Deci cunoșteați foarte bine obiectivele de investiții. O mare parte din obiectivele necesare dezvoltării județului nostru sunt cunoscute. Și ce ați reușit să realizați? De la proiect la realizare. Da, o întrebare foarte bună. Țin minte și în momentul în care mi-am exprimat intenția de a candida la Parlament, în cadrul ședinței în care am fost desemnat să candidez, am luat cuvântul și mi-am propus niște obiective. Probabil că nici atunci, nici colegii mei, și eu le vedeam un pic mai îndepărtate, dar unul dintre obiectivele care am spus că trebuie să rezolv în momentul când ajung la Camera Deputaților este acel pasaj de la Drajna pe care l-am dus în Camera Deputaților. Am avut acel amendament la bugetul de stat anul trecut, în 2019. Mi-a fost aprobat amendamentul și astăzi vin cu o veste bună pentru călărășeni. Pasajul de la Drajna a fost ridicat pe site-ul de achiziții publice. Iar acum, cu câteva zile în urmă, am primit și validarea Agenției Naționale de Achiziții Publice. Practic, acest pasaj este scos la licitație. Constructorii care doresc să achiziționeze documentația și să depună pentru executarea acestei lucrări au termen până pe 2 octombrie. Aveți Avem aici documentul prin care a fost validat și aprobat, practic, scoaterea la licitație și execuție acestui pasaj. Deci, până la sfârșitul anului, vom cunoaște firma care se va ocupa de, care va câștiga licitația și se va ocupa de construirea acestui pasaj. Exact, exact. Am o curiozitate, dacă îmi permiteți. La început, când ați venit pentru prima dată cu ideea asta, bănuiesc, când ați adus-o în atenția publicului, cum ați fost tratat? Sau care a fost atmosfera la acel moment? V-au crezut oamenii? Da, bună întrebare. După aprobarea amendamentului pe care l-am avut în Comisia de Specialitate la Parlament, și acolo a fost întreaga discuție. De ce vrea deputatul Vrăjitorul, vrea pasajul de la Drajna? Că a trebuit să-i conving colegii, să conving comisia să-mi aprobe acel amendament și ulterior plenul. Acest obiectiv l-ați făcut public înainte de aprobarea amendamentului sau după? După. Abia după ați venit cu el în atenția publicului. Deci după ce mi-a aprobat amendamentul la bugetul de stat, fiindcă exista posibilitatea să nu mi-aprobe amendamentul pentru pasaj și atunci eram un pic neserios. Și am făcut o conferință de presă la sediul partidului. A fost invitată presa călărășeană. Eu sunt ferm convins că 90% nu a crezut nimeni că acest obiectiv major pentru Călăraș se poate realiza sau putem să-l ducem într-o fază avansată de realizare. Eu am crezut în șansa mea și știam ce am făcut ca și documente, știam pașii pe care trebuie să-i urmez și astăzi suntem în situația în care putem să spunem că este practic pe acest site de achiziții, este la lumină, se poate fi evaluat și analizat această documentație și iar firmele care de construcții care doresc să realizeze acest pasaj, să construiască acest pasaj, pot să-și ia documentația necesară de pe site-ul de achiziții publice al României. Acest obiectiv, să spunem că l-ați dus la bun sfârșit.
Nu aveți acum decât să la bun sfârșit, verificați când lucrările când vor fi demarate, dacă vor fi derulate conform proiectului, conform graficului. Însă, în momentul de față... Și trebuie să mai facem mențiunea și tot acest pasaj, el va avea 4 benzi. Deci el va fi pe 4 benzi, o să fie o frumusețe. Eu am văzut proiectul și o să fie o infrastructură, un proiect de infrastructură rutieră major pentru județul nostru și cred că în ultimii 30 de ani este singurul obiectiv de acest gen. Când am spus ați dus la bun sfârșit, m-am referit la partea asta de birocrație care ne omoară, cel puțin în România, cu acte, avize, tot ce era necesar pentru a ajunge în acest stadiu, în momentul în care el a fost ridicat pe SICAP. La asta m-am referit când am spus că l-ați luat de la stadiu de idee și l-ați dus la bun sfârșit în momentul... Da, la bun sfârșit o să fie, când o să vedem că se bagă casmaua acolo la pasaj, când o să... atunci o să fie un pic mai liniștit. Până atunci o să stau... Deci văd că sunteți foarte exigenți și în primul rând exigent cu dumneavoastră. Absolut, altfel nu reușeam. Este un termen din februarie 2019 până în august, acum 2020, sunt 17 luni, ceva de genul ăsta. Oare, vă spun că nu a fost ușor să luăm toate avizele, sunt 20 ceva de avize care a trebuit să luate cu studii de fezabilitate, prefezabilitate și așa mai departe, cu studii geotehnice făcute pentru analiza solului. Pe acolo trec conductele magistrale de alimentare cu apă pentru slobozia, gaze, calea ferată. Au fost și exproprieri făcute în zonă? Urmează exproprierile acum prin hotărâre de guvern. Lucrurile sunt foarte clare în ceea ce Absolut. Privește pasajul de la Absolut. Drajna. Un alt obiectiv pe care l-ați regăsit în strategia de dezvoltare a județului și pe care l-ați preluat și la fel l-ați dus într-un stadiu avansat ar fi portul turistic. Cu portul turistic este altă poveste. În momentul când eram consilier județean în 2014, dacă nu mă înșel, împreună cu un coleg am elaborat un proiect de hotărâre la Consiliul Județean să facem un port turistic la Călăraș. Îmi mențin ideea și cred că singura posibilitate de a scoate Călărașul și a pune Călărașul pe harta turistică a României și nu numai, sunt aceste obiective pe malul brațului Borcea și să putem beneficia de această minunăție de apă de fluviu Dunărea. Am făcut acel proiect de hotărâre, am mai spus la dumneavoastră în emisiune că el atunci nu a fost finanțat, nu existau banii necesari la Consiliul Județean, cu toate că printr-un efort, eu cred că se putea începe din 2014-2015 se putea demara acest proiect, fiindcă eu nu văd utilitatea unei investiții cum ar fi Biblioteca Județeană în care s-a cheltuit în jur de 4 milioane de euro și care practic stă mai mult goală decât o avea o utilitate benefică majoră, mă refer. Nu că n-ar fi importantă, dar puteam să găsim un alt sediu pentru bibliotecă și banii ăștia îi duceam într-un proiect de investiții care ulterior beneficia sau ridica tot orașul, punea orașul pe harta turistică Aceasta a fost decizia liderului și președintelui Consiliului Județean de la vremea respectivă. A domnului Filipescu, care nu a acceptat ca acest proiect major să fie finanțat. Cu toate acestea, în momentul de față avem una dintre cele mai frumoase biblioteci țară. De acord, sunt de acord și este un lucru benefic pentru noi, pentru călărșani, dar cred că... Avea prioritate celălalt proiect, din punctul dumneavoastră de vedere. Din punctul meu de vedere, fiindcă o bibliotecă mai avem aici în oraș, sau putea să fie amenajată fostul sediu al primăriei Călăraș, fie transformat într-o bibliotecă modernă și... Adică erau mai multe oportunități care puteau alege ca și bibliotecă. Ați ales proiecte din infrastructură, pasajul de la Drajna, infrastructura turistică și infrastructura rutieră. Infrastructura rutieră, infrastructura turistică, însă v-ați ocupat și de seniori. Da, când am intrat, când am ajuns la Parlament, am identificat în legislația națională, legea 263, legea pe 2010, legea pensiilor, oportunitatea ca persoanele care au domiciliat 30 de ani în zonă cu poluare remanentă
și care se află pe o rază de 8 km de la factorul poluant să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani de zile, fără să le fie afectate drepturile bănești. Factor poluant, vă referiți la fostul combinat siderurgic? Mă refer la fostul combinat siderurgic și în mod expres la uzina coxochimică, fiindcă expunerea de motive pe care am avut-o la inițiativa legislativă depusă în Parlament pentru Călărășeni, deci este, repet, pentru Călărășeni, am avut nevoie de aceste documente de la uzina coxochimică și să demonstrez că uzina coxochimică a poluat în mod excesiv și este sit poluat remanent orașul Călăraș. Orașul Călăraș, dar mă gândesc 8 km, cred că ajunge și localitatea cu Zavodă, dacă nu mă înșel. Este posibil și localitatea cu Zavodă și modelul, cred, intră și modelul. Câți oameni ar beneficia de această prevedere legislativă? Călărășeni din orașul Călăraș, prin documente mi s-au răspuns pe cabinetul parlamentar, în jur de 9700 de persoane, modelul în jur de 800-900 de persoane și mi se pare cu Zavodă câteva sute și cu Zavodă. În ce stadiu se află acum proiectul? Ați primit susținerea colegilor dumneavoastră? Inițiativa legislativă a fost adoptată de Senat. Am trecut cu ea în Camera Deputaților, care este camera decizională, și am trecut prin toate furcile caudine, dacă pot să spun așa, prin toate comisiile de specialitate, și ultima comisie de specialitate care am trecut cu brio de a fost comisia de muncă. Și informez călărșenii că am susținerea a 40 de colegi parlamentari pentru această inițiativă. Deci Călărașul este apreciat în Camera Deputaților, chiar dacă o lungă perioadă de timp, ca și parlamentarii, noi nu ne-am făcut auziți în Cameră. Câți parlamentari călărășeni se regăsesc pe lista dumneavoastră? Nu au fost prezenți atunci în sală pentru a însemna această inițiativă legislativă. Și cum vă spuneam... Sunteți mai mult decât diplomat, dacă îmi permiteți. Ca să-mi duc ideea la capăt, ea își urmează circuitul legislativ. Acum trebuie să intrăm în plenul Camerei Deputaților la votul final. Preconizați că până la finele anului puteți să veniți cu o veste bună pentru călărășeni? Eu sper că... Nu vreau să arunc așa un termen foarte apropiat, dar eu sper că în 2 luni de zile să o avem adoptat. Maxim. Maxim. Vreau să vorbim un pic despre fermierii afectați de secetă. Anul acesta a fost unul dezastruos pentru ei. Despre ajutoarele venite de la guvern pentru fermieri. Vor veni, nu vor veni, vor fi ajutați, nu vor fi ajutați? Este prea târziu să îi ajutăm în momentul ăsta? Vă spun așa cu durere în suflet că cunosc foarte bine fenomenul, sunt deputat la Comisia de Agricultură, știu cu ce se confruntă exact fermierii din Călăraș și nu numai. Este cel mai greu an din ultimii 30-40 de ani. Nu s-a făcut cultura de grâu, nu s-a făcut cultura de urs, nu s-a făcut cultura de rapiță și mai mult decât atât, nu se face nici floarea soarelui și nici porumb. Deci, fermierii sunt în pragul falimentului. Am proprietatea cuvintelor și știu ce vorbesc. Acest guvern iresponsabil, că altfel nu pot să-l denumesc, bine, mai pot fi puse epitete, dar mă abțin deocamdată. Trebuiau să dea aceste ajutoare nu astăzi, acum 3 luni de zile. Începe perioada, campania de toamnă de însămânțări. Vedem că în continuare nu plouă. Ce pot să facă ei? Cui să se adreseze? Băncile îi spun, pardon, nu aveți venituri, nu asta, aveți rate, aveți leasing-uri, aveți asta, noi nouă trebuie să ne dați bani. Problema se pune în felul următor. Acești fermieri produc mâncare numai pentru ei, produc mâncare pentru țară. Dacă nu vor fi ajutați, ce o să mâncăm la anul?
Ținând cont de această situație dezastruoasă pe care dumneavoastră o descrieți și nu doar dumneavoastră, cum comentați faptul că au fost deschise exporturile, ținând cont că nu avem pentru noi, pentru țara noastră, exportul de cereale, la asta mă refer? Decizia guvernului de a da drumul la export este o decizie responsabilă. Atât pot să comentez. Nu putem să facem o evaluare pe cât o să recoltăm. Decât, Doamne, Doamne, știi ce o să luăm din câmp de acolo. Și tu să poți să mergi în continuare să dai drumul la export. Eu aș fi făcut altceva și le-am propus în comisie colegilor mei și celor de la PNL care gestionează momentan, o să spun momentan, că vine moțiunea de cenzură acum. Și poate o să vorbim și de moțiunea. O să ajungem și la acest subiect. Gestionează momentan frâiile ministerului și acestui guvern să putem să dăm sau să exportăm prin contingent tarifar. Ce înseamnă contingent tarifar? Licență de export. Licență de export pentru mari exportatori sau cine vrea să exporte, se putea face un calcul estimativ cât poate să exporte România, cât are în rezerva de stat și puteam să exportăm o cantitate de X tone. S-a exportat cantitatea de X tone, se întrerupe procedura de export, vedem ce producție facem noi, dacă surplusul nostru ajunge pentru consumul intern, mergem mai departe cu export, astfel încât să ne pierdem nici pe piețele externe. Că și aici este o discuție și am vrea să fim corecți pentru toată lumea. Dar, în primul rând, noi trebuie să ne asigurăm securitatea alimentară a noastră și a românilor. Și această și pe prevedere urmă este pusă în aplicare în momentul ăsta? Nu, a fost o discuție. A fost o discuție în Comisia de Agricultură. Le-am propus această idee a mea, a rămas la nivelul de propunere. Ați adus în discuție moțiune. Ce se întâmplă cu moțiunea? Partidul Social Democrat a depus moțiune de cenzură împotriva guvernului. Sunt teme clare pe care noi le-am abordat în această moțiune și spunem că Partidul Național Liberal nu respectă legile țării, nu respectă legea pensiilor, pentru că ele trebuiau cu 1 septembrie, trebuia mărite punctul de pensie cu 40% și vedeți că nu se întâmplă. Trebuiau mărite alocațiile copiilor. Știți foarte bine că Partidul Social Democrat a venit în Parlament cu dublarea alocațiilor în luna ianuarie, a fost prorogat termenul pentru luna august și vedem că guvernul a dat o ordonanță de urgență în care alocațiile copiilor să fie mărite doar cu 20%, iar până la 100% să meargă într-o progresie aritmetică pe un an de zile, ceea ce nu suntem de acord și am respins în Parlament această ordonanță și noi spunem în continuare că alocațiile copiilor trebuie să crească cu 100%. Atât timp cât nu respectă legea, ce măsură legală putem să avem împotriva acestui guvern? Când va fi decât votată moțiunea de cenzură? Când va fi montată moțiunea de cenzură și din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt șansele ca aceasta să treacă? Sunt șanse foarte mari să treacă. Eu unul declar public că voi vota această moțiune de cenzură, voi vota că acest guvern e responsabil să plece acasă, fiindcă nu au demonstrat nimic că pot să facă să ducă țara pe bunăstare, să zic, pe creștere economică. Astăzi se va lua o decizie în cadrul Comitetului Executiv al Partidului. Eu, din punctul meu de vedere, cred că duminică, luni, marți, această moțiune va intra la vot. Va intra în procedură la vot. Liderul Pro-România a anunțat deja că va vota această moțiune. Ce alte partide mai sunt alături de dumneavoastră? Vor susține moțiunea de cenzură. Și-au declarat și susținerea și din parlamentari independenți și ALDE și Pro-România. Se fac tot felul de discuții, liderii partidului fac tot felul de discuții și cu ceilalți parlamentari. Și pe bună dreptate, dacă un guvern nu respectă legile, ce poți să faci cu el? Decât să-l trimiți acasă. Ce putem să facem cu actuala administrație Drăgulin? Acum, că vedem orașul cum arată. Decât să-l trimitem acasă. Iar candidatul PSD-ului, Marius Dulce, va fi următorul primar. Doar că la nivel local nu se poate depune o moțiune de cenzură. Nu, dar o să demonstrăm la vot că o să avem, să facem în așa fel încât să luăm mai multe voturi
în data de 27 septembrie decât PNL și o să avem primar PSD. Marius Durce va fi primarul orașului Călăraș. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, însă o ultim... Și vom câștiga și Consiliul Județean. O ultimă întrebare voiam să vă adresez despre noile prevederi legale în ceea ce privește violența domestică. Da, de curând și a fost promulgată de președinte, am intervenit și modificat legea, astfel încât cine încarcă acel ordin de protecție, înainte era de la 0, de la 6 luni la un an de zile, era infracțiune, acum am mărit termenul de la un an la 5 ani de zile. Deci nu deci se tot poate. Infracțiunea rămâne, doar tot că s-au mărit pedepsele. Perioada, da. S-au mărit pedepsele de la 6 luni la un an de zile, era înainte, acum este de la 1 la 5 ani. Uh-huh. Astfel încât să știe foarte bine că cine încarcă acela ordin de protecție, singura variantă este să meargă în altă parte. Domnule deputat, vă mai așteptăm în studio și cu alte noutăți. Cu siguranță, să ne aduceți vești bune. Cu siguranță avem vești bune de la Parlament, cu siguranță o să am vești bune pentru călărășeni. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație, să vă doresc o zi plăcută. Vă mulțumesc. Și eu.